Salutare, tucsoniști! Astăzi vreau să vă prezint câteva facilități ale aplicației Android Auto Store, pe scurt a Store. Probabil unii dintre voi o folosiți. A apărut o versiune mai recentă. Este vorba de versiunea 1.1, o instalezi. E posibil ca la instalare să dăm open. Să vă ceară să dați permisiune să instalați aplicații din alte surse. O deschid. Ok. Ce vreau să vă prezint astăzi este acest local video player și modul în care să puteți să folosiți aceste custom app 1, 2, 3, 4, 5. Să vedem întâi acest local video player. Îl instalez. Ok, îi dăm permisiune de instalare. Îi dăm drepturi la fișiere. Ok. Cum funcționează acest player? În momentul în care conectez telefonul la mașină, după cum se vede, a apărut Android Auto. Ok. În cazul în care vreți să puneți muzică, videoclipuri sau fișiere video de pe telefon pe navigația mașinii, intrați în galeria de pe telefon, alegeți un fișier video, îi dați share și îl trimiteți către local video player. Deci am ales un fișier share local video player și după cum se vede fișierul video este afișat unitatea mașinii. La mine merge un pic sacadat, telefonul nu este chiar de ultimă generație. Ok, să vedem ce mai avem. În aplicația Store avem cele 5 opțiuni Custom App, opțiuni care vă permit să vă puneți o scurtătură la orice doriți, o aplicație, o pagină web. Ok. Facem proba cu una. S-a instalat Open. Îi dăm permisiunile.
Aici trebuie să punem adresa web la aplicația care vrem să o punem. Să luăm de exemplu de aici. Copiem. Văd că nu vrea. Să mai încercăm o dată să o copiem. Acum. Ok. În momentul în care am creat-o, ne apare pe ecranul telefonului. În momentul în care o deschidem, vedem link-ul a apărut. Pentru a accesa acea scurtătură făcută, trebuie să deconectăm telefonul și să-l conectăm din nou la unitatea mașinii. Accesăm Android Auto. Mergem în lista de programe. Și a apărut Custom App. În momentul în care accesăm, se va încărca acel link pe care l-am setat. În cazul de față, forumul clubului. La fel, putem instala și celelalte patru scurtături la care vă adăugați linkul pe care îl doriți. Mai instalez încă una. Open. Clic ca să adăugăm linkul. Copiez un alt link. Mă duc pe aplicație. Ok. Ieșim din Android Auto, deconectăm telefonul. Conectez din nou. Mergem în lista de programe și a apărut cea de-a doua aplicație custom. Pagina de Facebook a clubului. În modul acesta puteți să vă puneți până la 5 scurtături. Cam asta este pentru ziua de astăzi. Vă doresc drumuri bune. Salutări!
Thank you.